Deci, nețelule, eu sunt Alex, ca de obicei, și azi, cum am auzit de la, mă rog, mai de mult, acum o săptămână, câteva zile, îmi ziceau niște prieteni să filmez Alien Isolation. Și da, eu am terminat single player-ul, l-am terminat pe medium și acum, de curând, joc pe hard, încerc să termin și acolo. Că îmi place jocul foarte mult și n-am stat să încep single player-ul de la început, iară, ca să fac filmări și mai departe, așa că fac acum survival modul. Am mai jucat de trei ori, dar oricum, să vedem. Acest bar fabricii se juca Alien Isolation și tot alerga de colo-colo și se întreba de ce tot prinde Alien și moare. Pentru că i-a zis cineva în comentariu, bravo, dacă ai că după ce a gălăgie și a mai departe, când alergi și de astea, dai ceva în pereți, în orice ar fi, faci zgomot și ăsta cum te aude, aaa, țăgat! Și coboară de undeva de pe acolo și pute un căcat și te simte, pentru că ăsta la vede ceva, gen, îți vede temperatura corpului și folosește de sunet. Deci, de exemplu, s-a întâmplat că eram în spatele lui, sub o masă și era coada lui în fața mea și, mă rog, ceva ce s-a întâmplat. Și a dat nu știu unde coada, așa, a mișcat pe acolo puțin și din greșeală a încălcat pe ea. Păolo! A simțit, bă, s-a întors drept pe mine. A, și dacă puteți observa acolo, în dreapta sus, dar cred că e camera mea acolo, oricum. A, acolo am obiectivele care trebuie să le fac și scad punctele. Deci am timp, ca și până acum am jucat de 3 minute 22. Și da, deja lock down the stairwell. Cred că asta e. Pierdem aia. Because it is not good. Apișare. Am bine, apișare. Căcatul drept. Da. Uite, vedeți coada aia. Ai patalonez. Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
asta seara pentru utilize sendată, se pare. Da. Da. N-ar vrea să mă duc acolo. Așa că... Tubo! It was at this moment Alex knew. He fucked up. Get back.
Am acum 15.000. Tot ce trebuie să fac e să mă duc cam retardat.
Alea două carduri de alea. Da. Măcar au scos 5.000 puncte, nu? Da. Aveți bun. De 13.906. E, mă rog, de scor, ia să vedem. Când dacă au scos aia scor așa, nu? Cred că au făcut-o de chestiile alea. E multipliers plus bonus. Multipliers. Da. Păi, ia, e bun. A, nu? A făcut toate? Nu, nu știu care ce nu. Bă, bravo. Ok, păi, te întrezi cu cine? Așa, păi ăsta a fost Survivor-ul de la... Survivor mode de la Alien Isolation. Și aici puteți vedea că poți juca cu Amanda Ripley, care este caracterul principal din joc. Dallas, care de aici în Dallas, Ellen, Parker sunt din filmul Alien. Nu l-am văzut prea bun, chiar vreau să-l văd. Și... da. Păi... cam asta a fost tot. Asta e Alien ca să joci și două DLC-uri și aici Survivor modul. Dacă vreți să mă fac chestii de genul, nu știu, să... nu știu, joc jocuri horror, să joc ceva anume, să fac ca un retardat. Ce mai departe? Ce mă pare vezi? Băgă-te cu capul pe joc! Da, nu știu, mă rog, bă, dați-mi idei, mă, și eu o să încerc să le fac. Atunci, nu mai știu, bă, să mai fac, au, să salut lume. Nu, n-am mai făcut de mult video. Asta e faza. Și ăsta ar veni și în video de întoarcere. Pentru că am vara n-am postat nimic, de când am început vara n-am postat nimic, pentru că când am început vara, prima lună... Hai, așa. Prima lună din vară. A trebuit să învăț pentru examen, care l-am luat. Așa. Și după aceea, să vedem, am fost în România și ne aveam calculatorul ca să mă pot juca și filma. Aveam doar un laptop de la taică meu care, dacă mă jucam CS, trebuia să joc totul pe low. Ce să zic? Deci, trebuia putem juca deci Minecraft totul pe low și 30 frame-uri. Se mișcă. Da, păi, și acum fac acest video ca să vă zic că revin cu video-uri pe YouTube și mai departe. Voi doar să-ți spuneți, de exemplu, fă seria de mâzgă cu tărică sau joacă jocul ăla o să te cași pe tine de frică, joacă aia cu Oculus Rift. N-am Oculus Rift, care vreau să am. Și microfon bun care vreau să am. S-ar putea să-mi primesc de Crăciun, nu știu, de amaușul. Da. Păi, ce să mai zic? Eu sunt Alex și mulțumesc că v-ați uitat la video. Și ne vedem altă dată. Bofta!